Alături de conducerea Universității de Vest din Timișoara, au participat la conferință și lotul lărgit al României împreună cu profesorii coordonatori Sandu Golcea și Victor Păunescu. Nu știu cui să încep, în fine, dacă domnul Loreto sau cum de cant, amândoi au fost alături noi de la început. Fără logistica dumneavoastră, nu am fi putut să facem pregătirea la Timișoara. Condițiile de cazare sunt excelente, trebuie cel de hrană. Aportul pe care universitarii dumneavoastră, colegii de la Facultatea de Fizică, l-au avut alături de noi și au în continuare injurizarea acestor tineri. Pentru liceenii români, competiția reprezintă o ocazie unică în viață. Tinerii mărturisesc că s-au îndrăgostit de domeniul fizicii încă din copilărie. Cât de importantă este această competiție pentru tine? Această competiție, pot să zic că încă de la început m-a atras, mai ales faptul că este diferită de celelalte competiții normale. Ar veni Olimpiada Internațională de Fizică. Aduce o idee nouă, e foarte interesantă și, în sfârșit, pot să zic că am ocazia să prezint și să discut cu alți elevi pasionați ca și mine de fizică. E foarte interesant. Ce reprezintă fizica pentru tine și când ți-ai dat seama că te-ai îndrăgostit de acest domeniu? Când eram mic, mi-am dat seama că mi-ar plăcea să dezleg misterele Universului și pur și simplu, de atunci mi-am dorit să continui acest studiu și când am ajuns în școală, mi-am dat seama că acest studiu are un nume, fizică, și am continuat pe acest drum. O pistă de lansare, voi cunoaște foarte, foarte multe persoane foarte inteligente care fac lumea să meargă mai departe. Pe tine ce te-a făcut să te îndrăgostești de fizică? De când eram mic am avut o sensibilitate pentru acest domeniu. Mi se pare un lucru foarte interesant și care are beneficii foarte, foarte mari. Adică? Tot ce se întâmplă în lume, pe care noi îi luăm pentru un fel de gata, telefoanele mobile, sateliții, GPS-ul, absolut tot, sunt niște oameni care sunt în spatele lor și lucrează la asta. În primul rând sper să mă calific mai departe în lotul de 5 oameni pentru a merge în Taiwan. Experiența, nu știu, cred că o să fie una plăcută, diferită față de ce am făcut până acum, pentru că sunt probleme mai mult experimentale, obținem foarte multe date experimentale, nu extraordinar de mult din teorie. Și e mult diferit față de Olimpiada Internațională. Turnirul internațional al tinerilor fizicieni, aflat deja la 26-a ediție, este cel mai puternic concurs de fizică din lume, 2013 fiind primul an când România poate participa la concurs cu o echipă de elevi.